Hei, salutări și bine ați venit la o nouă serie de-a mea. Astăzi jucăm Outlast. Sunt la mine acasă cei doi colegi, Rare și Miron. Eu. Și? Salut! Să jucăm Outlast. Am jucat un pic și noi așa, lejer, am ajuns la jumătatea jocului. Se nimic, da? Content. Dar serios, ai văzut mai timp? Na, mă rog. Nu, este doar o surpriză, dar chiar dacă... Eu, să știi. Să vedeți că acest joc nu este horror. O să jucăm mai mulți pentru că s-ar putea, adică, și nu știu. Ce? Pentru că astăzi este mâine. Taci. Ah, sună interfonul. Și suntem într-o mașină. Da, scuzați, sunetul era acolo fix, dar lăsați nimic. Nu, nimic important, nu știu dacă ați auzit sau nu și dăm în toate gropile. Gropile dau noi. Hai la bunica Georgeta, uau, ce casă nu. Are bunica Georgeta. Nu mai folosi glume din satana, doar eu am voie. Eu o să-i dau numele Marius. Ascultăm și Pro FM. Vai. După cum puteți vedea, FM 1079. Frecvență. Este 107,9. Merge. Noi suntem niște detectivi. Da, după cum puteți vedea, o muzică foarte sinistră apare când o să dau un gropi. Nu, uitați un azil. Nu mă întreb de ce satana îi zicea bunica Georgeta. Aha. Aha, super. Acolo trăiește bunica. Da. Da. O să fac episodul de 15 minute, să văd când am început, de vreo 2 minute, deci la 50, deci deci la și 5 minute. Bă, deci în partea asta nu se întâmplă nimic, nu? Nu. Nici o motor, nici nimic. Super, am lăsat cheile în mașină și acum ieși. Ești bine, pune pe boxe, să auzim și noi ce se întâmplă. Nu, nu-l pun pe boxe. Documentele care le citim. Bateriile. Da, erau două baterii. O, cameră, frumos. Am camera. Le căcau pe noi. Taci, mă. Așa. Da. Două baterii avem, ce tare. Da. Da, sigur. Ce e acolo? Presa! Ce presă, mă, taci, mă. Presă n-ai grijă, nu? De fapt, stai așa. Așa, vom ieși din mașină. Ne împiedicăm! Eu că m-am făcat pe mine. Taci, mă. Ua, ce giptare are. O mașină super performantă, după cum puteți vedea, o vom filma puțin gata. Bună ziua, domnule! Ne puteți da un interviu? Pe Facebook. Iar am prins-o pe da. Nu-i ornică, dar n-a. Bă, dar ce-i în casa asta totul? La geam. E bunica Georgeta, ce nu înțelegi? La geam va apărea Marius imediat. O, nu. O, nu. Dar unde e ăla care stinge pe curiră? Nu știu. Incoming. Bună ziua! Aveți un minut? Nu. Se pare că oamenii de aici nu sunt prea amabili. Apoi să știi, mă, aleargă cine are. Ăla, da. Ăla îl cheamă Steve. Pe ușa asta îl cheamă Steve. Din câte mi-aduc aminte, din ce am jucat aici, va fi foarte un sunet foarte frumos. Am intrat într-o fântână. Vai, dar dă-i mai încet. Nu, că m-a căcat pe mine. Da. Taci, mă, Miron. Așa. Da, și ce melodie? Sinfonia 7-a. De Mozart! Așa. Like a boat, like a boat. Parcurită născut. Par. O luat diploma pentru cel mai manelist. N-am mai duce în pizda, mă. De ce? Da. Da. S-a luat curentul. Da. Da. Da, un peisaj foarte frumos. Oprește night vision. De ce s-a oprit night vision? Nu. Da. Da, domnule. Aveți foarte mare dreptate. De ce? O, da. Aici parcă n-am văzut că trăia cineva. Cred că trăia, dar... Bana mea să te trecoare pe acolo. Foarte ușor. Bă, sunt. Am putea să intrăm aici. Nu, că e horror. Nu-i nimic ca horror. Documente, bunici mei. Aici se pare că Marius tocmai și-a făcut laba pentru prima oară, după cum puteți vedea urme de spermă explozivă. Bă, da. Bă, după ușa aia! Da, domnule! Super, de aici Marius își bea stai, pișatul. Stai, stai, baterie, stai, stai, întoarce-te. Uite acolo. Ce sunete foarte minunate. Scoate bunica, adică Marius. Deci, oare de ce ar fi sânge dacă...
Da. Nu, nu pe aici. Da, e foarte frumos. Să vedeți camera, că e căcat acolo. Uitați. Puteți să vedeți. Aici vezi că o să fie din nou faze. Intri tu? De, eu nu simt căștile, le ții tu. Da, da, tocmai l-am văzut pe Marius care ne va urmări. Da, țin, haide. Da, aici intră rare și fiecare vom juca câte două minute. Normal că îl voi lăsa numai în părțile în care eu mă voi căca pe mine. Intră acolo, cine știe ce voia. Nu m-am uitat, dar am auzit și mai bine. Grozav, da, 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 domnule. Haide, domnule, avansează. Și pe culoar Mutu vine Marica, du-te-n! Ah, tocmai l-a sufocat Marius. Marius a fost aici. Bă, da. L-am speriat, n-auzi? Hai, fugi la el, mă, fugi să te mânce de cur, mă. Da, da, domnule. Stai acolo, ca să nu depinde. Da, și acesta este Marcel, cel handicapat, și... Asta va lăsa o urmă. Da, tocmai am picat. Pune căștile, pune boxele. Nu pot să pun boxele, mă filmez. Acesta este... Ce nume i-aș putea da? Ion, ba nu, stai. Nu, l-ar putea l-ar putea chema Vasile, cel cu coiul stâng. Sau... Taci, taci. Da, ce voce frumoasă are. Se vede că a fost mulți ani poet, se vede pe el. Are o voce foarte bună. Da, ne ridicăm. Ne ridicăm după o comă de 7 ani. După cum puteți vedea, venele ies până și prin cur. Da, haideți. Du-te în birou aici, că găsești ceva, parcă. Da, document. Uită-te și după baterie, nu mai știu. Bateria lui Bosman. Ce vrei să faci, mă? Nu citi, mă, acum am pizda mea. Nu. Să-mi zice să-mi împart nu. Oră, ca să știu că se mă cacă mine înainte. Da, domnule. Da. Sigur nu e ceva horror pe aici. Ba, aici e horror, dar mai taci în... Da, 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 domnilor. Vine, Marcel! Aici tocmai va veni Marius imediat. Nu mi-am dus aminte să-mi văd acolo în document. Nici eu. Da, da, domnilor. Bă, pe aici nu vine Marius. Da, da. Era acolo? Un om, mă, nu mai știu ăla care e în scaun cu rotile, cum l-a paralizat Marius. Dar nu mai cazi documente și baterii pe aici, că trebuie să fie. Du-te, mă, că nu te mâncă. Eventual te papă. Dar nu. Nu. Haideți. Și Mutu avansează, dar ce este aici? Ce? Va trebui să intrăm în această cameră, unde dorm toți boschetarii. Pentru că aici Marius și-a făcut... Laba pentru a doua oară. Da. Da, domnule, arătați foarte bine. Are mâna paralizată. Pentru că nu dispare. Hai că pe aici îi... Jos, pun, te pup, mă. Hai că aici vine Marius, mă. Haideți. Da. Da, acum putem merge liniștit spre minunatul laborator de electricitate. Nu știu de ce ar mai fi. Se pare că tocmai admirau. Ce fac? Și uite-te și tu. Admiră pata de sediu, care e frumoasă. Ia stai un pic. Ia uite-te atent. Vezi ceva? Eu văd pureci. E pizda, mătii. Copil imobilizat, mori. Mori, omoară-l. Fute-i capul. Au! Așa, ne scuzați, dar am uitat că ăsta plânge ca un... Au! Nu mai da în săracul om, nu vezi că plânge, mă. Acordați-ne doar un minut, vă rog... Nu. Să intru eu în laboratorul groazei, mă. A, da, stai, noi trebuie să... Știu unde. Vreau eu să fiu ăla care-l... Care fuge de Marius și se ascunde sub pat, intră în dulap. Ca asta fac toată ziua, mă. Haideți. Da, închide ușa. Da. Ce frumos sunt inscripționați pereții cu acel sânge.
Pe aici fuge handicapatul ăla. Da. Doar un minut. Stai, du-te în spate, du-te în spate. Parcă erau camerele astea, erau chestii. Uită-te, mă. Da, bine. Așa. Intrăm în budă. În budă nu este nimic. Aici sunt mațele de câine. Câini constipați. Aaaa! Nope. Da, capete și mațe. Super. Combinat extrem. De ce stai în pat, mă, handicapatule, că nu mori? Acum te uiți la calculator și vine la boat. Nu, stinge la becurile. Da, da. Putem admira pe cameră un cărucior cu rotile, niște pureci. Un site porno și acel handicapat va veni să ne dea siringi cu... Da. De ce te ascunde în dulap? De ce? Oare? De ce te ascunde în dulap? Da, se vede. Da. Da. Sparge ușa, dă-i în ea. Uite ce puternic e și... Ce puternic e și de-abia distruge ușa. Păi nu, o lipește. Trebuie să joci tu de aici, Edi, că am jucat. Intri tu, Miron. Încă dramatizat. Un minut doar, domnule. Super, i-am văzut anusul. M-am găcat de tot pe mine ca să știu ca să trebuie. Acum, tu, noi trebuie să luăm. Bă, da, arăt eu. Nu-i rândul meu, tu n-ai jucat, mă, hai, punte aici și joacă. Lasă, că stai fricos, n-ai. Na, bine, haideți. Bă, nu era GG acolo. Nu, că a plecat. Da, ăla pleacă așa ușor. Îl aud. Să folosește Q și... E, parcă, așa. Ah. Vine Marcel. Care joacă? Joci? Rare. Bă, dar acum nu trebuie să aprinde generatoarele. Ba, aici, mă. Dar nu, mă, mai avem. Parcă trebuia să ne fugărească. Cine? Nu trebuia să ne fugărească. Stai un pic, ca să mă gândesc. Ce era de făcut? Când ne fugărește Marius, intru eu. Haideți. Pornim în continuarea aventurii noastre pornografice cu Angelina Jolie și Robinson Crusoe. Ce? Da, jos, domnule. Dă-i un reload. Aici vom fi urmăriți de un om numit Marius. Marius este un copil cârn, s-a născut cu probleme deficitare. Aici am ajuns la generator, că aici am ajuns și tu. Eu? De ce? Aprinde doar un generator. Sau fol să te urmărească. Ba, și de ce e mai bine să te urmărească? Că el, înțelegi, fugi de el și măcar știi că e în spatele tău, așa nu te chinui, știi, să... Dar nu, că parcă este, să spun... Parcă el vine, deci când activezi un generator, el vine și unde e locul acela unde a fost activat. Îți spun, eu așa am văzut, mă țin de cu patul. Când activam acolo, intra, bă, dar nu aici. Uai, ce m-a speriat. Intră aici. Știu. Na, când am activat un generator acolo cu patul, imediat ai văzut că vine acolo. Dar nu știu, e frică, na. Nu ne este frică, cum ne-ar putea fi frică de acest maimuțoi păros? Care habar nu are ce se întâmplă. Îl aud. Yeah. Is someone there? Nobody! Leave me alone. Hai, intră pe acolo, mă, handicapatule, nu mai pierde timp. Vai, dar ești... Nu mai vrei. Na, hai să mă joc cu Marius. Haide, Marius. Haide. Au. Nu, parcă vine după ce activezi un generator. Nu, e aici. Haide, Marius. Nu ne-am destrat destul data trecută? Vrei pizde? E cald. Ba, nu știu, du-te acolo.
Da. Ia bateriile. Stai, mă. Na. Tu te intră în dulap. Da. Suntem într-un dulap. Pune camera de fără aer. Sparge ușa acum. Parcă sparge ușa, nu? Da, se aude. Tu de unde auzi? Tu de unde dracu auzi, mă? Că vine. Haide. Haide. S-a bârit așa ecranul. Mai bine nu dă de-ai, bă, că mai bine luăm bateriile. Mă, fără nevijă. A intrat. Intră. Haide. Haide, domnule, haide. Cu ecranul. Da, dreptate. Ăsta se cacă mai rău ca noi, mă. Uite, nu, caută fix în dulapul în care sunt eu, de ce? Ba nu. Bă, dar n-am consumat bateria. Dar bateria să mă consume pe mine, mă, chiar așa? Da, chiar așa. Ai pornit cu două baterii și... Stai. Miro, ia joacă-te și tu un pic. Eu mă cac pe mine. Rareș? Am activat un generator, hai în pizda, mă, nu mă lăsa să mor. Haide, ia repede bateriile. Da, domnule. Da, Marius. De la celălalt. Nu mai știu unde-i. Hai, Rareș, hai, Rareș, și tu, mă, că am activat un generator, hai, fiecare cât e unul și eu activez lupta finală. Ai, e pula mea, că e acolo. Nu, mă, nu mai... Nu mai vreau. Joacă-te tu. Idiotule. Ai, du-te în pizda, mă, Timarius. Au! Ce față de copil castrat ai! Unde? Unde? Acolo! Uși, tu, bal! Oare intri sub pat? Nu, nu l-am închis, da, măti! De ce închizi? De ce? De ce? Da, mama mea, el n-am nevoie sub pat! Generatorul! Repede, du-te la electric room! Aici, ba nu, aici! Taci! Aici.